Bună seara, stimați telespectatori! Ne aflăm la sediul Centrului Local Mircea cel Bătrân al Organizației Naționale Cercetașii României și vom sta de vorbă cu nimeni altul decât președintele acestei organizații, domnul Nicu Almaș. Bună seara, domnule președinte! Câteva cuvinte despre minunatul concurs ce-l organizați la Costești. Așa să fie, cum spuneți dumneavoastră, să fie minunat. Bună seara mai întâi! Ne pregătim pentru a 21-a ediție a Campului Național Cupa Izvoarelor. Este o activitate pe care o facem, se înțelege, din 1998, când am organizat un concurs de turism sportiv montan. Nae Popescu, unul dintre cei mai mari montaniari ai României, mare organizator de concursuri de turism sportiv montan în anii dinainte de 89 și după 1989, montaniazii își aduc aminte de ceea ce numeau ei alpiniade. Așa. Ne-a inspirat, ne-a propus să ne ajute să facem un concurs de turism sportiv montan. După prima ediție, care s-a desfășurat în condiții foarte bune la FISA, pe raza orașului Băilor Rănești, dânsul a trecut în neființă, Dumnezeu să o odihnească, a realizat ca și noi că trebuie să facem ceva care să se potrivească cu pedagogia cercetășească. Și atunci am inclus în parcursul acestui concurs elemente care țin de pedagogia cercetășească, cum ar fi cadrul simbolic, scenariu. Așa se face că, începând cu ediția a doua, până în prezent, la fiecare ediție am avut cadru simbolic. Anul acesta, de exemplu, dacă ne facem de lucru pe acolo, pe la Costești, la Poalele Arnotei, cadrul simbolic va fi inspirat din povestea tragică a domnitorului Matei Basarab, ai cărui ultimii ani de domnie au fost foarte grei. Cei care cunosc bine istoria românilor știu de răscoala seimenilor, a militarilor lefegii din oastea lui Matei Basarab. Va fi și anul acesta un concurs foarte, foarte aștept. Am înțeles că durează 3 zile acest campus, nu? Campul Cupei Izvoarelor al trofeului, pentru că participanții vor fi cazați în corturi într-un camp, durează de joi până duminică. Concursul practic are loc în probele de traseu montan vineri, proba de orientare sportivă, că avem și așa ceva, va fi sâmbătă dimineața, iar vineri seara și sâmbătă seara, dacă nu vom termina vineri seara, vor avea loc programele artistice. Sunt scurte programe artistice de 8-10 minute pe care le prezintă fiecare centru local. Acolo în camp. Fiecare centru local participant, pentru că este vorba de centre locale din Organizația Națională Cercetașii României, anul acesta vor fi 20, inclusiv Râmnicu, își prezintă un program artistic, sunt și programe mai bune și programe mai lucrate așa mai superficial, unele improvizații, dar câteodată improvizație ies foarte bine. Surprind. Așa. În general, cam 50% din activitățile campului, dacă nu chiar mai mult, sunt activitățile din cadrul trofeului, întrecerile. Da. Pentru că, în afară de întreceri, mai avem activități la care participă absolut toți cercetași prezenți în camp, chiar și liderii și voluntarii, că avem voluntari care nu sunt în Organizația Cercetașii României, oameni care ne ajută. Și nu neapărat din alte organizații, dar mai sunt și din organizații cu care avem încheiate parteneriate, vor participa la ateliere de învățare, de cunoaștere,
ateliere în cadrul cărora copiii și tinerii vor dobândi abilități foarte, foarte folositoare în viață. Va fi de asemenea un set de activități căruia noi am spus Camp Arena, activități și jocuri distractive, așa, vor fi vineri, sâmbătă înaintea cinei, vreo două ore, așa, vor fi vizite la obiective din zona Costeștiului și depresiunea Horezul, în general. Vom avea și activități cu conținut un pic mai, să zic așa, de dezbatere, activități de schimb de experiență, de discuții între tineri. Vor fi activități de animație, vei spune animație de camp. Focul de tabără fiind pe primul plan în cadrul acestei arii de activități. Focul de tabără care va avea loc sâmbătă seara. Și la focul de tabără va fi ceea ce noi numim principala activitate, așa, în care veți vedea cercetași și nu neapărat la distracție, într-o stare deosebită de emulație și de, manifestare a spiritului cercetășesc, al prietenii și frăției cercetășești. Deci activitate pe care noi îi spunem fiesta. Fiesta cercetășească, la fugă de tabără. Și gata, oricând. Nu va fi nimic festiv, că mi-ați adus acum aminte și de festivități. O arie de activități este și area de activități, ceremonii și festivități. Ceremonii este vorba, în primul rând, de festivitatea de deschidere și festivitatea de închidere și ceremonia de ridicare a steagurilor și ceremonia de coborâre a steagurilor, așa... Ați venit cam ce număr, estimați că sau s-au anunțat că o să vină? Înscrierile s-au încheiat și nu cred că se mai scrie cineva cu numai 5-6 zile înainte de camp. Noi nu-i refuzăm dacă mai apare un centru local. Sunt 19 centre locale din țară, la care se adaugă și centrul local Mircea cel Bătrân, din Râmnicu Vâlcea. Din județul Vâlcea mai participă centrul local Tudor Vladimirescu din Drăgășani. Să vă numesc așa câteva localități în care vin, vreo 5 grupuri sunt centre locale din municipiul București, că în municipiul București sunt mai multe. Sunt așa ca distanțe, vin cercetași de la Iași, centrul local Sfântul Anton, cercetași de la Constanța, centrul local cercetași Marin, centrul local Lotus Tulcea. Avem de asemenea centrul local Turnii, județul Vrancea, avem cercetași din Moldova de peste Prut, centrul local Porumbelu, Chișcăreni, din cadrul Raionul Sângerei, din cadrul asociației Scout Moldova. Este clar că din toată țara vor fi prezenți. Sunt delegați și foarte mari, cum ar fi Târgu Jiu, care vine cu 60 de cercetași, centrul local Baden-Powell din București, care vine cu 50 de cercetași. În total, listele s-au finalizat. Suntem vreo 580, cu 130 mai mulți decât la campul de anul trecut, de la Bărbătești. 580, din care 80 sunt lideri adulți. Ca și activități, am înțeles pe scurt cam care sunt în mare. Ca și trofee, ca și premii, ce vor câștiga? Sunt premii oferite de o parte. Anul ăsta mai puține ca anul trecut, dar, cum se zice, calul de dar nu se caută la dinți. Oferite de Direcția de Tineri și pentru Sport și Tineret a județului Vâlcea. Am mai cumpărat și noi trofeele acestea mai galbene, o parte din trofee. Vor fi premii în obiecte oferite de primăria Corturi, probabil, de primăria comunei Costești. Și premii în obiecte pentru fiecare dintre membrii patrulelor care vor
câștiga întrecere din cadrul Cupei Izvoarelor. Veți sponsor, aveți și sponsor, să înțeleg. Nu, nu neapărat, nu avem. Toată primăria anul ăsta, anul ăsta nu avem sponsor. Singurul sponsor, partenerul oficial, este primăria. Ne mai ajută firma Dimpex. Nu ne interesează firmele, pentru oricum le dea. Da. Nu le face reclamă, că nu le puteți. Dacă v-ați întrebat. Așa. Nu, așa să zicem că sunt locuri unde obținem prețuri mai avantajoase, un serviciu mai deosebit. În fiecare an sunt aceiași. Va fi un camp cu siguranță reușit, pentru că deopotrivă liderii vulceni, ca și liderii însoțitori ai grupurilor, sunt foarte, foarte dornici de aceasta, să iasă foarte bine treaba. Este primul camp până la urmă de nivel național, care se organizează în vacanța de vară a elevilor. Poate și de aceea vin așa de mulți după atâta școală. Poate întâi că vă rămâne să vedem și vorba să vedem să fim gata oricând. Vă invit să filmați în camp și pe trasele montane, de ce nu? De ce? Așa, cercetați și de vârsta liceenilor, exploratorii și seniorii, atâția cât pot veni, pentru că seniori sunt de la 18 ani și fie de clasa 12 au bacalaureat, studenții, unii dintre ei au sesiune, vor parcurge un traseu de 20 de kilometri. Așa, vor ajunge la 1181 de metri pe vârful Arnota, o diferență de nivel din camp de la 500 de metri, 681 de metri. Ca timp cât durează acesta? Cred că vor ajunge în camp mai repede de 6 ore jumate, unii dintre ei. Vor fi și care cei mai buni. Iar temerarii, adică cercetași de vârsta gimnaziului, 11-14 ani, vor avea un traseu care poate fi parcurs în 2 ore și jumătate cel mult, asta incluzând și cât stau prin posturile unde sunt supuși unor probe pe care trebuie să-i treacă, vor avea traseul chiar în vecinătatea campului, pe înălțimea dealului numit Stog, cu care dă și numele locului unde campăm, a Vizlazului. E o formă de relief foarte interesantă, ca o piramidă. Dacă ar fi să mulțumiți celor care v-au ajutat, cu ei ați mulțumit? În primul rând, administrații publice locale de la Costești, personal domnului primar Peștereanu, Toma Peștereanu, și colaboratorilor săi, care ne-au asigurat că vom avea toate utilitățile necesare în camp. De altfel, primăria de la Costești este partener oficial al unui club, clubului Licaios. Și săptămâna aceasta, când organizează un concurs important de mountain bike prin munți, merg undeva mai sus decât ajung exploratorii noștri la vârful Nezelu. Da? Și asta e foarte bine, că încurajează, și asta trebuie să facă administrațiile locale. Printre altele, potrivit legii 215/2001, una din atribuții este sprijinirea activității de educație a copiilor și tineretului. Cred că sâmbătă și duminică. Sau duminică. În paralel cu prezența de la Stavolo. Nu. În weekendul acesta. Noi suntem săptămâna viitoare, 24. Sâmbătă acum. Da. Vom avea de partea noastră, cu siguranță, și în acest an mass media. De altfel, în general, activitatea cercetașilor din Râmnicu Vâlcea este bine prezentată în mass media și eu cred că, în general, n-a fost activitate care să nu fie mediatică, cel puțin activitățile centrului local Mircea cel Bătrân, dar și ale celor de la Drăgășani, chiar și a celor de la Cărișani, Posada, centrul local Posada este acolo. Toate televiziunile, inclusiv Etalon, căruia îi mulțumim în mod special acum,
Așa, ne-au promovat activitățile prin prezența la activități, prin filmările care le-au făcut, ba chiar și prin filmulețe de promovare la festivalul lumii. Da. Frumoase activități, noi vă urmărim și vă promovăm, să zicem așa, și vă urăm multă putere de muncă. Am văzut ce înseamnă, ce e nevoie. Astăzi seara m-ați găsit un pic mai spre finalul zilei, mai obosit. În activitate, da. Și astăzi, pregătiți și medaliile, de și diplomele, și mapele. M-ați găsit cu colaboratorii aceia. Păi tocmai, da. Asta este menirea noastră, să vă prindem, să vedem. Avem o echipă bună, că asta vreau să spun, trei vorbe și despre echipa cu care lucrez. Deci, a fi 15-20 de lideri adulți de la Râmnicu Vâlcea, plus încă 20 de cercetași exploratori, cum vă spuneam, cercetași de vârsta liceului, cărora li se vor adăuga încă vreo 7 sau 8 voluntari din Râmnicu Vâlcea și mai mult de 40 de lideri însoțitori, dintre liderii însoțitori, pentru că ei sunt mai mulți, sunt, să zicem așa, vreo 55-60. Ceea ce este foarte important și până la urmă, cum am mai spus-o și la alte ediții, reușita campului și trofeului Cupa Izvoarelor este până la urmă reușita și opera tuturor adulților care sunt prezenți acolo și de ce nu și a cercetașilor. Și cred că s-a creat chiar așa un grup, să zic așa, sau o stare de spirit în jurul campului nostru. Mereu caut să găsesc rețeta. Unde este rețeta reușitei campului nostru? Cred că le place. Pe partea cealaltă am avut și noi grijă în fiecare an să mergem într-un loc altul decât în anii precedenți. Care în locul dintre cele mai frumoase din județul Vâlcea, că avem un județ care chiar poate rivaliza inclusiv cu Bucovina și Maramureșul, cu orice zonă din România. Poate felul de a fi al liderilor vâlceni îi atrage pe cercetași și pe lideri din alte centre locale. Probabil că și lucrurile pe care le învață la campul nostru. Dar una peste alta, ne este foarte, foarte mulțumiți că avem pe românește succes cu acest eveniment. Mă bucur să aud și noi, cel puțin presa, încercăm să fim cu echipa noastră și ca și dumneavoastră, dacă trebuie să fim gata oricând. Vă mulțumim foarte mult și vă așteptăm la Costești. Eveniment la Costești. Vă mulțumim.